De la începutul acestei săptămâni s-a circulat în condiții de iarnă pe șoselele din județul Sibiu. Temperaturile scăzute, zăpada căzută au avut un impact și asupra traficului, iar polițiștii rutieri au făcut o serie de recomandări conducătorilor auto. Cea mai importantă este ca aceștia să adapteze permanent viteza de rulare la condițiile de drum și trafic. De asemenea, să-și echipeze corespunzător autovehiculele înainte de a porni la drum, iar în mers să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de vehiculele dinainte. Având în vedere prognoza meteo, le recomandăm conducătorilor auto să nu pornească la drum dacă nu și-au echipat corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă. Vorbim despre anvelope specifice sezonului, lanțuri antiderapante, lopată, săculeți cu nisip, rezervă de combustibil, sistem de climatizare, dezapurire funcțional. Păstrați în mers o distanță de siguranță mai mare față de autovehiculele dinainte, nu acționați brusc mecanismele de direcție și frânare și utilizați cu precădere frâna de motor, mai ales pe sectoarele de drum cu carosabil alunecos. Adaptați permanent viteza de rulare la condițiile de drum și de trafic și folosiți luminile de întâlnire, indiferent de categoria de drum pe care circulați sau distanța pe care o parcurgeți, mai ales în condiții de vizibilitate redusă generată de precipitații. Asigurați buna funcționare a ștergătoarelor parbrizului și folosiți corespunzător instalația de ventilație-climatizare. Nu conduceți dacă ați consumat alcool sau sunteți foarte obosiți. Oboseala la volan este la fel de nocivă ca și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. În astfel de condiții crește considerabil riscul de a adormi în timp ce conduceți sau de a avea reacții întârziate în situații extreme. Fiți prudenți și dați dovadă de responsabilitate în trafic și nu numai.